care a mai fost abordat tot de către mine, acum circa 3 ani, cred că în 2017, am vorbit prima dată despre Open Science, cu accent atunci pe unelte, pe metode care sunt folosite, pe modalități de accesare și așa mai departe. Între timp, controversele au continuat legate de acest subiect și n-aș vrea nici să repet, dar aș propune să începem, de fapt, oarecum de la niște concluzii. Noi ne dorim în educație, până la urmă, să transmitem cunoștințe, dar să le transmitem într-un mod nou, să transmitem noi cunoștințe, să reușim cumva să aducem creativitate către studenții noștri. Toate astea sunt, până la urmă, rezultatele științei, științei actuale. Și de ce în domeniul științei nu s-ar putea aplica toate premisele necesare pentru Open Education? Aș începe cu a vă spune că acum 3 zile în Los Angeles Times apărea un articol intitulat Coronavirusul ar putea să omoare modelul de publicare pentru profit în știință. Și acesta ar fi un lucru bun. De ce acest lucru? Pentru că este exact ceea ce se întâmplă în domeniul de Open Science. Până acum, noi suntem, până la urmă, tributarii unei plăți de multe ori considerate ca dublă finanțare, pentru că plătim ca să publicăm ceea ce cercetăm și plătim ca să citim ceea ce se publică, până la urmă. În această situație de criză cu coronavirusul, până la urmă s-au făcut niște deblocări. Editurile mari și Elsevier și Springer au acceptat că pot să publice și să dea acces gratuit la studiile care sunt legate de coronavirus și acest lucru a permis, de fapt, să se înțeleagă mai bine ce se întâmplă și tot. Nu vreau să repet ceea ce este deja pe slide-uri și ceea ce puteți să vedeți până la urmă în prezentările care vor rămâne publice, dar au fost create baze de date gratuite cu această ocazie. Dar am avut și surprize neplăcute, pentru că exact aceste principii, până la urmă, au fost încălcate, în primul rând, de Guvernul Statelor Unite, cu informațiile care au fost date. Dar dacă v-ați uitat un pic pe la știri ieri în Timișoara, cam tot pe acolo ne-am situat noi, cu ascunderea locului în care se află elevul și aflat în această situație și așa mai departe. Prin urmare, revenim la discuția controversată referitoare la modelul Open Access și aș vrea să mai spun doar un lucru. Dacă în această situație de criză s-a putut aplica un model în care să nu se plătească cel puțin nu dublu, de ce nu s-ar putea întotdeauna? Oare numai în situațiile de criză este nevoie să avem acces la informație și să accelerăm cumva dezvoltarea științifică? Oare numai atunci este în beneficiu întregii societăți? Oare nu cumva este un lucru care este mai general valabil? Dacă ne uităm la ce se întâmplă în lume, aș vrea să citez Universitatea din California, University of California, care practic și-a încetat colaborarea cu Elsevier și nu mai are niciun fel de acces la bazele lor de date, se bazează pe cu totul alte resurse pentru cercetare, pentru că ei plăteau undeva în jur de 11 milioane de dolari pentru accesarea bazelor de date și au vrut să negocieze un singur lucru, să plătească în aceleași taxe de acces și taxele de publicare a unor articole care după aia să fie distribuite liber pentru toată lumea. Lucru pe care Elsevierul nu l-a acceptat și de comun acord până la urmă au sistat colaborarea. Sunt alte universități și consorții care merg pe aceeași linie și în Germania și în Suedia cel puțin s-a restrâns foarte mult accesul la acest gen de publicații pentru profit. Sunt până la urmă oameni importanți și aici citesc doar un laureat al premiului Nobel care s-a implicat direct și a dezvoltat el însuși o
fundație care să asigure accesul non-profit, accesul deschis la publicații medicale, pentru că ăsta este domeniul lui și pentru că oricum este susținut în această modalitate de situația de criză actuală. Dar parcă a fost cumva o premoniție. Pe data de 10 decembrie 2019 apărea în Frontiers un articol intitulat Open Science, Open Data and Open Scholarship, European Policies to Make Science Fit for the 21st Century. Pe lângă acele două concluzii pe care le vedeți acolo, în cuprinsul articolului se cita cazul Ebola și Zika, epidemiile care în anii 2014-2016 au făcut o serie de victime în Africa și unde până la urmă și-au încălcat cercetătorii codul de respectare a dreptului de proprietate intelectuală pentru a-și pune în comun descoperirile și a produce vaccinul. Nu pentru că firmele mari care publică articole și fac profit pe asta au luat pe o condiție, ci a fost pe mâna proprie, să zicem, a cercetătorii. Și probabil că a fost un lucru bun. Nu vreau acum să repet multe lucruri legate de Open Science. Am mai prezentat aceste următoarele trei stadiuri, le-am mai prezentat și în 2017. Cred însă că trebuie doar să localizăm modalitatea în care la care ne referim, pentru că ideea de deschis se aplică în multe părți ale procesului, să zicem, de cercetare, ale procesului științific, atât în abordarea metodologică, în partea de cercetare, de resurse, de diseminare și așa mai departe. Ideea fiind aceea, cum s-a mai repetat, s-a mai spus aici de mai multe ori, de a putea reutiliza diverse informații. Aici aveți o hartă globală cu tot ce poate să însemne deschidere în procesul științific. Probabil că o să o vedeți mai bine doar în momentul în care vă uitați pe slide-uri de pe calculatorul propriu. S-a mai vorbit și despre Creative Commons și este un lucru important de știut de către toți că folosind aceste licențe putem să dăm dreptul de reutilizare completă a materialului pe care l-am dat sau doar parțială a lui. În orice caz, întotdeauna cu păstrarea dreptului de proprietate intelectuală și cu menționarea autorului. Sandra făcea o trimitere către modalitatea în care punem astfel de licențe Creative Commons în prezentările pe care le luăm ca să putem să acceptăm într-adevăr că altcineva poate să utilizeze ceea ce noi am produs. Ceea ce mi se pare încă relativ interesant de discutat și de fapt asta vroiam inițial să prezint până nu a izbucnit toate lucrurile astea legate de coronavirus și a nu ajunge la concluzia paradoxală că poate să creeze și ceva foarte bun până la urmă pentru știință, peste toate necazurile pe care le-a produs, este legat de provocările pe care le putem întâlni în momentul în care abordăm, din punct de vedere științific, o tehnologie open, open source, open license, open acces, tot ce doriți dumneavoastră. În primul rând, pot să apară din punct de vedere al cercetătorului niște restricții în flexibilitate. De ce spun acest lucru? Pentru că având acces deschis la foarte multe date, deja tendința este ca deciziile și ipotezele de cercetare să fie luate mai mult din punct de vedere cantitativ decât din alte puncte de vedere. Și atunci s-ar putea ca modul de cercetare puțin să fie modificat din acest lucru. Pe de altă parte, în momentul în care totul este cu acces deschis, orice greșeală pe care o face un cercetător devine extrem de vizibilă și nu mai poate fi ascunsă. Și atunci
Ideea generală este că ar trebui cumva să nu constituie asta o inhibare, în special pentru tinerii cercetători. Și în lucrările de specialitate, de fapt, se și dau așa numite reguli de bună folosire, să zicem, între care și aceea să nu se facă foarte mare caz de greșeli, să se încurajeze discutarea pe seama lor și cunoașterea, luarea de acțiuni pentru determinarea dată. Onestitatea, până la urmă, să fie mai importantă decât faptul că cineva a greșit ceva în cercetare la un moment dat. O altă provocare, problemele legate de timp. În momentul în care avem acces la multe unelte deschise de cercetare, ne așteptăm ca timpul să fie mai scurt, rezultatele să fie obținute mai rapid. Pe de altă parte, însă, crește timpul de procesare, pentru că e vorba de foarte multe date, este vorba de unelte de activare, de verificare și așa mai departe. Prin urmare, e un aspect care trebuie luat în considerare. O al treia provocare, cea legată de faptul că încă nu există așa numitul sistem de recunoaștere și de acordare de beneficii pentru cei care folosesc astfel de metode. Deocamdată, cum s-a mai și spus, noi suntem toți evaluați pe bază de cercetare, dar pe baza cercetării clasice și a publicațiilor clasice, nu pe baza proiectelor deschise. Și în această zonă este o mare zonă de lucru. Chiar eu lucrez cu doi doctoranți în zona aceasta pentru a crea sisteme de recunoaștere care au la bază, de fapt, tehnologii blockchain, care pot să creeze acele badge-uri despre care s-a mai vorbit sau să creeze o relație cu partea de recenzie, de articole, de publicare și așa mai departe. Și au mai fost făcute și alți pași în acest domeniu, dacă vă amintiți doar de Blons, care dă recunoaștere pentru recenziile făcute. Dar poate că nu este un element așa de cunoscut pentru multă lume, putem să mai discutăm pe timpul pauzei. Avem însă și beneficii. În primul rând, crește încrederea în cercetare. Cu cât informația este distribuită liber la mai multe oameni, cu atât sentimentul de încredere că cercetarea respectivă chiar a fost făcută corect, a fost desfășurată în condiții bune și a dus la niște rezultate credibile, este mai mare. Pe de altă parte, avem cu ocazia asta dezvoltate o serie de sisteme suport care permit utilizarea lor în cercetare. De la unelte IT pentru partea de cercetare, la mecanisme de publicare și așa mai departe. Și am dat aici doar câteva exemple de baze de date mari care au fost create în acest mod. Și în sfârșit, un al treilea beneficiu, luați-o ca pe o investiție în viitor, pentru că indiferent cui îi convine și cum îi convine, asta este direcția în care ne îndreptăm. Noi trebuie să asigurăm, până la urmă, creativitate pentru studenții noștri și trebuie să ne adaptăm la ceea ce ziua de mâine va cere ca și cunoștință. O scurtă trecere vedeți doar peste câteva inițiative care au fost făcute în ultima perioadă în acest domeniu. Sunt institute care s-au declarat complet open, de exemplu Montreal Neurological Institute. Sunt universități care au început să ceară la angajarea personalului didactic o dovadă a implicării lor în metode de open science. UNESCO a lansat o consultare globală cu privire la viitorul standardelor în cercetarea deschisă și lucrurile astea sunt toate date cu link-uri încât puteți să vedeți și raportul complet și modalitatea în care el a fost implementat. Sunt, pe altă parte, diverse inițiative care strâng articole și referințe din diverse baze de date deschise, astfel încât se poate până la urmă trece peste acel handicap pe care
fel cunoaște și Universitatea din California de lipsă de acces la anumite publicații, dar până la urmă ele se pot reacoperi altfel. Există o platformă deschisă pentru susținerea activităților de open science. Am citat aici și viziunea și misiunea pe care și-o asumă. Există această rețea, care este o rețea de fapt pentru publicul larg. Nu este o rețea pentru cercetători și tot, este o rețea pentru întreaga societate, pentru că se consideră că lumea trebuie să fie conștientă de ceea ce urmează să se facă și, în sfârșit, există anumite inițiative ale Comisiei Europene, care sunt inițiative deschise și este foarte interesant acest Open Air, care este cloudul pentru Open Science al Uniunii Europene și care deja este funcțional, are câteva activități pe care le înglobează, iar pentru ceea ce înseamnă declarații politice sunt cele 8 ambiții principale, exact așa le numesc ambiții în document, de a asigura date care să fie în primul rând ușor de găsit, să fie accesibile, să fie interoperabile și să poată fi reutilizate. Pentru cei care lucrează chiar în cercetare, știți probabil că de mult există o directivă a Uniunii Europene care spune că rezultatele proiectelor care sunt finanțate din bani publici trebuie să fie disponibile liber, imediat. Să fie disponibile, e ultimul slide, să fie disponibile liber pentru toată lumea. Până la urmă, nu s-a întâmplat exact așa. Acum s-au dat niște indicații clare în timp de maxim șase luni de la publicarea rezultatelor, trebuie să fie făcut disponibil și pe o platformă open source, la dispoziția, la alegerea celui care a produs rezultatul. Nu mai este una inclusă, una singură a Uniunii Europene, dar trebuie să fie undeva 6 luni pe zona tehnică, 12 luni în științele umaniste. Și la orizont 2020 acest lucru este deja obligatoriu. Date de contact sau tot mai putem să mai discutăm.